Am mai zis cu mobila, nu știu. Da, mobila. Mulțumesc. Parezo. Parezo? Da. Era bine. Mulțumesc. Bine, e mare dragul. Felicitări pentru idee, știi? Hai să vedem ce facem acolo. Nu, nu, lasă. Uitați asta, vă rog, voi. Unde se vânță? Mama! Deci noi că perturbăm vânzarea. Da, te dăm la plin. Eu vă dăm pe zăgătați? Da, da. Da. Dar ti respecti nervos? E, da. A, și direct cu tuică. Bine, vrei tot respectul. Să nu mâinile. Am venit pe la dumneavoastră. Da? Foarte bine. Da, am fost și la Bâlci. Am auzit că aveți eveniment acum și... Te-ați venit? Poți bine? Am venit din nou. Păi dacă nu era bine, nu mai veneam. Nu mai întorceați, nu? Aia e important. Adevărul. Aia e important că a fost. Ne place la dumneavoastră. E bine, ne bucurăm. Și vrem să mai venim. Vă așteptăm cu mare drag. Și la anul și peste 20 de ani să fim sănătoși. Așa să fie. Să ne vedem și atunci. Bună ziua! Ceva de la activitate, da? Ceva de cum a fost dincolo? Aici poate mai bine. Aici, da, sperăm să fie mai bine, că nu trecem mai mult. Încercăm și acolo să mai mediatizăm, să mai spunem ce e vorba. Nu vreau și tu lume de asta. Da, da. Bună ziua! Aflăm, iată, la deschiderea festivalului mestesugarilor, un festival organizat sub egida manifestărilor Zilele Diasporei, acolo unde am readus la roman meșteri populari, unde vrem să le arătăm tinerilor tradițiile autentice românești și de asemenea să oferim romașcanilor, atât celor plecați în străinătate, cât și celor de acasă, 3 zile de spectacole, de voie bună, acolo unde avem artiști care nu au mai fost în trecut la roman, încercăm practic de la un eveniment cultural la altul să aducem artiști care nu au mai trecut pe la roman și de asemenea iarăși trebuie să readucem aminte faptul că întreaga manifestare nu a presupus costuri din partea bugetului local. Noi am pus la dispoziție doar terenul aferent desfășurării acestei manifestări și plata utilităților, toate celelalte cheltuieli fiind suportate de către organizatori. Vremea este bună, îi așteptăm pe romașcani într-un număr cât mai mare. Deja am observat că, iată, încă de la deschidere există un anumit trafic al romașcanilor pe la comercianți. Îi așteptăm și de seară în zona de alimentație publică și de asemenea în zona scenei. Am amplasat o
după cum anunțam încă de la începutul acestei săptămâni, într-o zonă care să nu deranjeze traficul rutier. Vom experimenta cu această ocazie dacă și în ceea ce privește alte manifestări pe care le gândim în viitor, este o locație potrivită pentru a nu mai bloca centrul.